Până la toată lumea facem o sesiune pentru un copilaș de 11 ani, pe nume Victor, are oarece probleme de sănătate. Am citit înainte punctele și acum voi face inducția. La persoana întâi masculin, da? Inspira adânc, expiră, ai închis ochii, relaxează-te. Aș vrea acum să-ți concentrezi atenția la pleoape, pentru că tu poți să relaxezi pleoapele atât de mult până în momentul când sunt atât de relaxate încât nu funcționează. Iar atunci când simți că pleoapele tale sunt atât de relaxate, păstrează această relaxare și tensionează zona de deasupra pleoapelor. Iar dacă tu păstrezi pleoapele relaxate, ele rămân închise. Foarte bine, relaxează-te și mai mult. Acum aș vrea ca acest sentiment de relaxare pe care îl au pleoapele tale să ridici în creștetul capului și lasă creștetul capului să se relaxeze la fel de mult ca și pleoapele. Iar acum coboară acest sentiment de relaxare între corpul din creștetul capului și până în vârful picioarelor, ca un val plăcut de relaxare și lasă între corpul să devină la fel de relaxat ca și pleoapele. Foarte bine. Iar acum am să te ajut să te relaxezi și mai mult. Într-un moment am să spun să deschizi și apoi să închizi ochii. Iar atunci când vei închide ochii, trimite un nou val de relaxare din creștetul capului și până în vârful picioarelor și relaxează-te și mai mult. Iar acum deschide și închide ochii. Trimite senzația de relaxare între corpul și relaxează-te și mai mult. Încă o dată, acum deschide și închide ochii. Trimite senzația de relaxare între corpul din creștetul capului și până în vârful picioarelor și relaxează-te și mai mult. Într-un moment, am să te ajut să te relaxezi și mai mult. Fizic și mental. Am să încep să-ți număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Cu fiecare număr pe care îl spun, 10, ești mai adânc relaxat. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet, 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, ești mai adânc relaxat, mai liniștit. 4, ca și cum tot ceea ce contează pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Dublează relaxarea și observă cât de bine te simți doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Iar acum îndreaptă-ți atenția la respirație. Respiră și inspiră normal, natural, iar cu fiecare respirație lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Într-un moment am să-ți dau o scurtă perioadă de liniște, timp în care toată atenția ta este îndreptată doar la propria respirație. Iar această perioadă de liniște începe chiar acum. Ușor, încet, îndreaptă-ți din nou atenția la vocea mea, începând din acest moment, pe întreg parcursul sesiunii, lasă, dă importanță din afara ta, numai vocii mele și vocii lui Alexandru. Într-un moment, voi număra de la 1 la 3, iar atunci când voi spune 3,
Tu, Vlad, te percepi pe tine însuți, iar tu, Alexandru, cauți și te conectezi cu partea sufletească a lui Victor de 11 ani și cauți și îl identifici și pe Vlad. 1, 2 și 3. Vlad, ia spune cum ești. Bine și cam tensionat. Unde ții această tensiune, Vlad? Cam tot corpul. Așa. Ea inspiră și expiră adânc și simte cum fiecare mușchi a tău se moaie. Iar tensiunea asta iese acum prin plexul solar. 1, 2 și 3. Dă-i voie să se întâmple și se va întâmpla. Dacă tu îi dai voie ca tensiunea asta să iasă afară, ea va ieși. Da? Bun. Așa. Continuă să faci așa, Alexandru. Da. Ia spune. Ai găsit partea sufletească? Da, da, a venit cu o fățișare din când era nou născut. Deci de bebeluș, da? Da. Bun. Identifică-l, ia, citește informația și cere voie să lucrăm cu el și pentru el în această sesiune. Da. Așa. Bun. Deci dorește să lucrăm, da? Așa. De ce a venit cu înfățișarea de bebeluș? Să ascunde mai bine. Când spune că se ascunde mai bine, deci e o frântură de informație, da? Nu-l deci, percep. Ce cine? Era? Cine? Ceilalți, adică... Îl spune care sunt ființele după el. Deci vin niște ființe după el, da? Dar el spune că îl vânează. Are impresia asta. Tu ce spui? N-am fost în alte vieți. Acum nu sunt după el, așa de aproape. Pentru ca să se... Nu sunt acum și aici. Haideți să mergem în acea viață când el a luat, a început să ia contact cu aceste ființe. 5, 4, 3, 2 și 1. În sreptile a religiei, prin țările, prin Egipt, Marocul, pe acolo. Și el a început să printeze, să dea informații care mergeau invers la religia lor. Deci el contracara răspândirea creștinismului în aceste zone. Da. Bun, în legătură cu cine era de știa și contracara? De unde avea acele informații? De la un profet care venea nu numai lui, în general, dar e demon. Vreau să știu dacă aceste informații sunt gnostice sau sunt de altă natură. Și. Deci sunt informații gnostice prelucrate, să spunem? Da. Astea că mai bune sunt decât informațiile de la ființele religioase. Anul ăla și de creier. Da. Da, oricum. Da, spune, Vlad. Nu, nimic. Așa. Așa. Spune-i acelui... Cum îl chema în acea viață? Achim. Achim, da? Spune lui Achim. Așa, să se uite de unde primește informațiile. Cine este cu adevărat acea ființă? Da, știe. Să știa. Deci știa, da? Da, cum a zis, că mai bine de la așa decât de la așa. Bine, asta era părerea lui. Asta era părerea lui, da? Conținea o frântură de adevăr, dar nu adevărul întreg și erau canalizate astfel încât să deservească scopului demonilor. Pe demon cum îl cheamă? Nu mai este. Îi șters. Lipsește. Deci înseamnă că era o extensie a unui demon mai mare. Ce se întâmplă? Deci ăștia așa fac copii cum ar veni, da? Prin extensii, să extind. Practic și noi suntem o parte a unei creații prin extensii, da? Suntem extensii ale sursei, da? Așa, deci ăsta e modul normal de creație, dar... Așa, în momentul când la părți din... Deci extensiile unor entități sunt... șterse, cum spui tu, deci puterea acelei entități crește, da? Pe când, pentru că ei sunt practic
dintr-un punct de vedere, să spunem, sunt imortale, adică jonglează cu timpul și cu spațiile și dau aparența de nemurire, da? Pe când sufletul este indestructibil de la creație până la creație. Așa, bun. Deci, atunci cum se numea, nu contează, nu te mai racorda la timpul de azi că șters. Atunci exista, da? Și dădea informații. Cum se numea? Nu se aude prin cască, iar. Ivinșci. Ivișci? Ivinșci. Ivinșci, da? Așa, bun. Așa. Cine l-a trimis ca să-i dea informații? Era Gregor, nu l-a trimis la el cineva. Se ducea la toți. Da, bun. Din punct de vedere ca și război, strict bătălie, era aparența existenței opoziției albu cu negru? Da. Deci, la un anume nivel, toate proveneau ca să creeze, să grupeze sufletele. Unele se ducă la ăia, ceilalți la dincolo, da? Da? Adică să nu stea niciunul pe din afară. Nici să-ți găsească o casă, toți anulăm. Deci da. el avea un contract cu demoniacul ăsta înainte de nașterea în corp, în corpul ăla de Achim. S-a semnat când s-a născut în zona aia, a semnat în egregor. Deci a semnat un contract cu egregor. Ei acolo vreau să mergem înainte de a-l semna. Chiar dacă nu e în viața asta. 5, 4, 3, 2 și 1. Da. Deci el a mai fost pe Terra înainte de apartenența viitoare la aceste. Deci da, a mai fost. Contractul seamănă la încarnare. Uh-huh. În încarnare, când intră. Da. Când se naște. Deci în viața asta de Achim? Da, când calcă negregor, ce tot zic. Da, păi asta tot zici, dar ai zis că aparținea deja de egregor, da? Păi cum a făcut să meargă în acest egregor? Asta. Deci eu am zis să mergem acolo înainte. S-a încarnat. Înainte de a se încarna mergem, când înainte de a semna, da? Așa am zis, mergem înainte, nu când a semna. Așa, cine propune semnătura asta? Cine îi propune să semneze asta? Iar s-aude pe... A? S-a închis laptopul, da? Bun. Stai așa. Bagă-l în priză, poate nu are baterie, eu știu. N-am fost atent, scuze. Așa, Vlad, ia spune-mi dacă tu vezi ceva. Percepi ceva? Nu, dar mi-a venit în română, dar cum că a fost pentru mă rămâne temă. Mai simți presiunea, tensiunea, o mai simți? Nu, încerc să fac protecțiile. Încerc să mă gândesc, ca să zic așa. Stai să-ți explic eu. Ea scoate o fâșie din inima energetică, da? Așa. Și începe a te pansa, efectiv, așa, de la picioare până în creștetul capului, dar lejer. Așa, și e transparentă toată structura asta și tu vezi și percepi prin ea. Da. Alexandru, ai revenit? Așa, bun. Îți număr de la 1 la 5, când ajung la 5. Așa, bun. Da. Așa. Bun. Ha, reintră în scenă. Da, nu mai avut vieți pe Terra. Deci înainte... Contractul ăla s-a semnat când a intrat în corpul păi ăsta. Păi asta, mergem... A, când a intrat... E asta tot zic, da. Deci n-are cum să semnezi un contract când intră în corp. Toate se stabilesc înainte. Că intră în contractul acela când intră în corp, asta e altă treabă. Deci vreau să anulăm contractul ăsta. Da, egregorul ăsta. Deci apartenența la egregorul nu ăsta. Nu contract personal, e contract local, eu asta tot ce zic, că e egregor, nu e contract personal. Este egregor, dar pe noi nu interesează să anulăm egregorul, ci apartenența lui la acest egregor. Da. Asta spun.
Păi, deci să anuleze contractul. Să nu mai meargă în egregorul ăsta, da? Anulați-o, dar și la familie. Mm-hmm. Informația. Da, bun, foarte bine. Așa, mergem mai departe. Așa, mergem într-o zonă neutră între vieți, încă nu venim în viața asta, da? Ce schimbare vezi la partea sufletească? Se dezvoltă, parcă crește din forma asta. Mm-hmm. Încep să o lungească. Mm-hmm. Bun. Haideți să mergem când s-a hotărât venirea lui în corpul de Victor, cu un pic înainte de a veni, când se hotărăște ce se hotărăște. 5, 4, 3, 2 și 1. Spune-mi în primul rând unde este, cum arată. E pe o platformă de încarnare care îi magnetizează cu ceva verde jos până uh-huh. intră în corpuri. Uh-huh. Spre și pe linie. Așa. Da. E ținut acolo pe înainte de încarnare, vin la rând. Da, și deci aștept să-mi spui cu cine este, am întrebat. A, n-ai întrebat sau nu s-a auzit de asta. Da. Și așteptam pe tine. Da. Dar la Terra, aproape de ușă, sunt două reptile. Mai încolo sunt doi înaripați. Sunt reptile și înaripați. Cum te apropii de Terra și de 3D, cum sunt reptile. Da, așa. Cum se apropie cineva. Hai să vorbim la persoana. Așa. Bun. Așa. Ce îi spun ăștia? Cine sunt? Deci sunt reptile, da? Câte sunt? Una, două, zece, nouă? Două reptile. Da, așa. Bun, ăștia să ia mai mari, bănuiesc că și ceilalți mai mici, dar nu se văd. Pe linia asta de încarnare am zis câte. Pe linia asta e ca o șină. Așa, da, bun. Deci a mers pe șina asta, da? Ce îi să spune? Ce are de plătit din alte vieți? Îi obliga măcar 84 de ani să stea. În această viață da, de Victor, asta e da? Cel mai important, da. Spune-mi, te rog, dacă îi se spune că o să aibă probleme de sănătate. Îi se spune că o să aibă probleme în general și orice s-a întâmplat, e obligat să stea de asta, uh-huh. da. Uh-huh. Îi se dă listă. Uh-huh. Da. Deci se dă o listă, da? Da, și el problemele are... care să le aibă. Așa, și este și asta cu nedezvoltarea intelectuală în această viață, nu? Sau nu da, este? E ca o plasă care nu lasă iar să crească. Uh-huh. Deci de asta avea el formă așa, că nu se poate îl ține ceva. Nu se putea să se dezvolteze. Expanda. Da, așa. Bun, foarte bine. Așa. El dorește în momentul ăsta, că ești un pic mai conștient, dorește să anuleze unele puncte din lista asta sau pe toate? Pe toate. Pe toate, că e confuz, nici nu știe ce a făcut și de ce e pedepsit. Să le spun adică acest... nu acceptă lista asta el. Da. Să spună că face o schimbare de plan. O să intre tot în corpul ăsta, tot în familia asta, dar face o schimbare de plan, da? Arată că atacă pe altcineva din familie dacă îl pierde pe el. Deci asta este... Vor să-l înfricoșeze, da? Să nu răspundă la provocarea asta. Da. Așa. Bun. Foarte bine. Mergem mai departe, da? Deci el intră în acest corp, da? Da. Ce anume nu se dezvoltă pentru că, uite, partea are... stângă. Deci are ușor... Linia stângă de comandă a corpului. Da. De creier. Deci întârziere mentală ușoară, creierul este puțin nedezvoltat în zona care se ocupă cu funcțiile vorbire, mobilitate și vedere. Poartă ochelari cu dioptrii, a fost operat de două ori pentru strabism, vorbește și gândește greu și este singuratic, nu are prieteni.
Deci toate astea s-au format ca urmare a programului pe care l-a avut, da? E și un program care că el nu trebuie să aibă prieteni sau pe cineva să-l ajute. E și o pedeapsă. Da. De ce nu trebuie să aibă prieteni? Că dacă are prieteni, fug cu toți, au mai fugit. Au fugit, ieșe de pe vapor. Da, așa. Deci au fugit, au încercat să fugă din Matrix sau... Da. Așa, deci au mai fugit. Și au fost și sclavi, au fugit pe vapor. Din cauza asta îl izolează, da? Da, că trezește idei. Bun. Deci misiunea lui fals, dată de entități pe viața asta, care era? În afară de faptul că trebuie să-și plătească păcatele, să spunem. Să curețea, trebuie să... Nici nu i s-a spus, că la asta mă uitam câte și cum. Trebuie să spele viețile pentru ce a făcut, că el când fugea și când pleca, lua și pe alții. Și trebuie să aducă înapoi ce a luat, să spunem. Și când consideră ei că a adus destul, avea după vreo 6 vieți, dar se vede. Da. După aia să faci o reevaluare, atunci. Da, și nod în papură ei sunt pregătiți mereu ca să găsească. Da, păi la așa, ceva da. Se întâmplă sezonul da. Nou. Așa, bun, așa. Ca urmare a acestor programe, anumite părți de creier ai văzut, deci o spun și medicii terestri, nu sunt dezvoltate, da? Așa, vreau să știu dacă are implantul la nivel... Da, în gât. În gât până sus, în spate, care îi acoperă toată partea creierului și coloanei acolo sus. Ce fel de implant este? Are vreo formă anume? E ca un implant hidraulic fals. E ca un sistem, pardon, hidraulic fals. Care pompează un lichid în loc de cei a corpului. Să-i atragem atenția acestei părți sufletești, da? Că el deja... cum să spun, anula contractul, da? Deci trebuie să înceapă ușor, încet, în ritmul lui care consideră că trebuie să-l aibă, demontarea acestui implant, bucățele. Și în loc să regenereze funcțiile normale, da? Da. Asta ar putea o face acum, știi cum? Să meargă deja în sursă, 1, 2 și 3, și să ceară sinelui sursă, așa, adevăratul model pentru viața asta de Victor. Și comparativ să intre, deci da. Să... Da, așa, l-au văzut și... deja, li s-a dat, să spunem. Da, așa, bun. Și să restructureze fără a-și deteriora viața fizică. Gândiți-vă că e neuronal. Dar și se lucrează cu... restructurarea căilor neuronale. Să spunem cam în cât timp s-ar vedea ceva rezultate. Peste 30 cu 60 de zile. Deci încep să vadă da. Primele rezultate. Începe da. Să vorbească mai da. Mult și mai liber. Bun. Vreau să te uiți foarte bine și să-mi spui, deci mi-a zis că are blocaj pe partea stângă, da? Da. Deci stânga nu comunică cu dreapta, da? Bine. Da, stânga e cu structura asta singură. Da, deci nu comunică foarte bine, nu-ți duce informația de la stânga la dreapta să se echilibreze și practic cred că niște energiile, da? Bun, problema cu vederea. Deci el a afirmat cumva în viețile în care a fost, așa că vede cu alți ochi sau vede altfel lucrurile și s-a pus e program chestii. De pedeapsă în viața asta, ca să ducă o viață cât se poate mai bun la vicioasă. Bun. De ce l-au trimis în familia mamei lui? Deci al Narcisa și al lui Ștefan. Deci pedeapsa lui este să-și refacă viețile. Pedeapsa lor care este? Ce-au făcut și ei ca și copil? El, că au fugit. Au fugit deci... toți împreună și ei ca și el. Îți pedepsiți în aceeași celulă, să spunem. Bun. În aceeași închisoare. Da. Ei se cunosc din alte vieți? Mama da, cu tata. Au fugit împreună. Asta zic, da.
De la acea fugă împreună am mai avut vieți împreună sau n-am mai riscat să-i pun? Nu. Bun. Aș vrea să te uiți acum la această parte sufletească. Cum este el în casă, să spunem în camera lui, acolo în casă în care stă. Și să-mi spui exact ce este împrejurul lui și cu ce entități este. În fiecare colț e totem energetic, stâlp. Deci sunt totem energetici care susțin anumite deschideri și frecvențe. Un grid. Așa. Cine este autorul acestui, aceste arhitecturi? Ființă arhonică are semnătură. Da, da, deci semnătura... Da, dar și-a luat un corp, a intrat și-a făcut un fizic. Bun. Deci... Are carcasă. Bun. Așa. Cum se numește terestru? Este român? Nu. Nu e... De fapt, origine, stă, mă uitam că e persoana asta, că e carcasă, nu e persoană nici măcar, cu acte, adică. E de origine italiană. Deci e om umbră, cum ar veni, da. Persoană de fundal, da? Bun. Am mai avut de-a face cu omul ăsta umbră și în alte vieți? Da, pentru că ăsta e creator de constructe și programe. E muncitor, să spunem. El da. Ia proiecte. Deci el ia proiecte, da. Ca da, să l-a mai îngrădit și în da. Ca să-l îngrădească înseamnă că s-a supus unui sistem de matrițare, cândva. Da, a fost dat. A fost dat la demoniaci. Deci la matrița... Ca să-l copieze, să-l bage la presă de aia. Bun. Da. Să șteargă toate matrițele, copiile și oglindirile lor. Și da, să anule... așa nu le-a ieșit nimic, că le-a ieșit placă de piatră. Da. Bun. Totuși, partea sufletească se prinde de ceea ce matrițează da. Vreau să știu dacă are o copie sau oglindire în minus la ei. Nu, are reziduu și amprente peste tot și dâre, parcă. Dar nu a rămas nimic în nicio copie multă. Unde țin informația demoniacă? Unde au stocat-o? Informația despre el. Într-un loc apos, într-un loc sub apă este ținută. Într-un Aha. cilindru lung, cu mai multe. Bun. Să meargă acolo să-și facă un costum de protecție 1, 2 și 3 ca un scafandru, complet acoperit și să intre să spargă lucrul ăla și da. Să-și ia informația. Dacă se risipește și celelalte și conștientizează. Da, să spargi celelalte. Asta e ciubucul lor, da? Este cineva care bombăne, care zice ceva? Nu, să uită după, să uită după un colț. Dar de ce stă după se întâmplă colț? Și nu vine. E rușine? E frică să vină. De ce? L-a mai bușit? Ființe subterane acvatice ăștia. Așa, sunt înrobiți de demoniaci? Da. Să le deschidă portal în lumină pură și uite să-i invite. Dacă vor să ducă, să ducă. Nu-i obligăm. E de ajuns una să ducă. Să duc. Da, las că-ți duc și ceilalți. Primesc informații de la unii la alții, da? Ăștia spaznici al locurilor unde se țin informațiile. Au fost aparțin de o rasă care a fost de sine stătătoare? Da, care erau acolo în ocean, care trăia. Deci erau ființe acvatice, practic, da? Da. Erau frumoși? Sunt roz cu coadă de pește, cumva. Diferiți, scăzlii. Bun, dragii, au stat acolo în robie la demoniaci. Așa că așa au vrut demoniaci, în fine. Bun, foarte bine. Așa, deci a retras amprenta energetică de acolo și informațiile, da? Acum să-i dea încornorații ăștia copiile și oglindirile lor. Și toate contractele, înțelegeri, tot. Și posibilitatea de refacere în viitor. Da. Ca urmare, omul umbră să destructureze ce a structurat în casă, în camera lui. Da.
o stâlpie aia. Așa, și să înțeleagă că nu mai are voie să structureze nimic altceva, da? Da. Bun. Așa. Cum se simte acum partea sufletească după ce a demontat structurile din casă? Parcă are mai mult spațiu, se miște. Nu se mai lovește de pereți, de mobilă. Deci vedea... Și poate să urce și mai sus la nivel. Deci vedea gridul ăsta ca un obstacol, da? Da. Așa, bun. El joacă jocuri pe tabletă. Ce conexiune aduce lucrul ăsta? Portaluri. Îi cheamă diferite ființe care trebuie chemate ca să treacă. Deci le deschide portaluri, da? Da. Cam câte ființe circulă? Vreo 6 pe zi vin. Bun. După ce pleacă ființele astea, stau o vreme în casă sau pleacă direct? Nu, pleacă în treaba lor. Pleacă în treaba lor, da? Să le alinieze pe toate 6. 6 sunt numai într-o zi. Pe toate. De așa, da. Bun. Să le facă micuțe, ca niște puncte. Da? Să le spună băieții, restaurantul s-a închis. Calea asta s-a închis. Da, le-a schimbat etichetul. Așa, foarte bine. Zi de acum încolo. Pe ruta asta. Da, nu mai aveți ce căuta pe aici. Gata, s-a încheiat treaba. Bun, foarte bine. Așa. Să-și retragă toate, toți fotonii și să taie toate legăturile și să-și distrugă toate clonele virtuale din joc. Câte clone vreo 4 virtuale? Erau, dar erau folosite numai când trebuiau folosite. Adică nu permanent, erau ținute acolo și dacă trebuia ceva, punea clona asta. Ce fel de avatare sunt? Umani, umanoide? Da, umanoide, da. Deci, care spre cum forma fizică, da? Da. Așa, bun. Vreau să știu dacă are vreo clonă fizică. Nu, le avea peste. A avut una, dar a decedat. În momentul când clona... A decedat intoxicată. El suferă când clona fizică decedează în corpul lui fizic? Da, și rămân și sechele permanente. Unde se afla clona fizică? În ce zonă? În Irak. Bun, să-și retragă tot ceea ce este de la mormântul clonei fizice. Da. Așa, și tot ceea ce i s-a luat, da? Ca digmă fizică, că orice, da? Când s-a realizat clona și contractul de ținere și de facere a clonei, toate să le anuleze acum pe loc și definitiv. Da. Bun. Cu ce alte legături, ce alte legături mai are? Ce alte ființe? Vreau să te... Nu are de la părinți, are stringurile, linie genetice legate bine. Așa. Legat bine cu ele. Bun. Unde le are anume? Unde în corp? Parcă e legat de gât. Deci e legat de gât ca să tărâie între ei, probabil, dacă da. Spui că au fugit împreună, da? Să-și rupă toți legăturile astea. La tată știi că i-am făcut sesiune da. Acum ceva timp. Așa. Bun. Vreau să știu dacă urmele de la botez, adică contractele și urmele botezului. Da, are ștampila. Unde? Pe mâna stângă, deasupra palmii, în partea de sus a mâinii. De celălalt treilea ochi nu i-au pus nimica? Nu că e închisă ceacra, e sigilată. A venit cu ea capac. Se desfacă capacul, da? Da. Așa. Bun. Foarte bine. Să desigileze și alte ceacre, dacă le mai are sigilate, da? 3, 7 era închisă. Da. Ca să nu comunice, să nu vadă, să nu... Adică de la 7 încolo e comunicarea și cu celelalte suflete și schimbul de informații, știi? Și probabil el este... Un suflet cu risc el major. El poate să nu comunice. Nu trebuie să comunice, adică. Da, cât da. Mai singur, cu atâta mai bine. Dacă poate să ar putea să nu comunice cu nimeni pentru ei. Zic. Da. Da. Pentru că
Îi scotea din Matrix pe toți, da? Da. Bun. Care este cea mai mare lucrare a lui cu scosul din Matrix în toate vieții? Când a salvat, adică când a încercat să salveze cele mai multe suflete? Dar cu încercarea să țină și discurs, să ia 500 de persoane în jur, într-o localitate. Probabil și acel contract pe care l-a făcut cu acel demoniac, că propovăduia, știi, împotriva religiei, probabil l-a făcut tot pentru ca să ajute lumea. Da. Așa, bun. El e o parte sfântească care nu o sperie niciodată partea religioasă. Păi pare după ce culoare de are sufletul? Nu, e de ei. Deci albastru, da? Da, dar are alergie la ei. Păi și probabil are alergie pentru că l-au păcălit și a dat seama. L-or fi pus și să lucreze pentru ei. Da, și sfințe spune că ceilalți sunt jos, dar ceilalți măcar jos că n-au minte, să spunem. Da, adică și aia poți, da, și cu aia îi poți folosi până la urmă. Dar și alți dau minte, zic ei, cum zic, au minte, dau minte și o pun la prostii. Deci ăștia sunt ființele mai joase, chiar dacă da. Zic că ăstea sunt înalte. Păi ei s-au străduit și au făcut programe. Da, s-au străduit și... Ca să ajungă la o vibrație normală a ei, ar fi vrut să ajungă la... acea vibrație da, unde se poate, da, unde se poate transmite telepatic. Da, unde, da, dar ei n-au aparatele ei, ca să transmită. Da. Deci ca și cum ai vrea să transmiți mesaje prin telefon și tu n-ai telefonul. Ei, cum deci transmite? Ei telepatic lucrează. Pe teren, da, dar nu ca suflet, da, dar nu suflet de la suflet. Da, nu pe acces, unda aia. N-au acces la canalul sufletelor, asta vrei să nu spui. Pe undele alea. Da, așa. Bun. Așa, deci au reușit din cei 500, vreo 500 plece ceva atunci? Nu au fost împușcați cei mai mulți, 214 exact au scăpat. Vreau să știu, mă referam, dacă au reușit să fugă din Matrix ca suflet. Nu, în jur de 60. Deci în mod repetat la... Da, e scotea. Le-a fracturat programul la entități, da? Așa. Bun. Cu ce misiune secretă vin în această viață, în viața de Victor? Dacă a mai reușit să-și pună propria misiune. În afară să de scoată, a... Să scoată cât mai mulți. Asta e și misiunea lui în general. Și să fugă. Bineînțeles, da. Asta prima. Cred că asta e misiunea fiecărui suflet. Asta nu se stresează că știe că fuge oricum la urmă. Și legat dacă e. Hai să îi dăm... De asta, nu, de asta dacă a acceptat, să spunem, și încarnări mai grele. Să dăm informații să-și facă constructul de ieșire din Matrix, da? Are, da. Da. El avea... Nu că i-am dat noi, o arăta și el, și el avea altfel, avea ceva un albastru. De la rasa lui. Ca, nu ca morfos sau ca ieșire din Matrix sau așa. O informație. Deci aveau scrisoare, da, aveau scrisoare cum să întoarcă acasă ei. Ca o cartografiere 3D albăstruie. Bun, mi-ai zis la un moment dat mai înainte că asta e misiunea lui în general, da? Da. Că el de fapt, a venit în universul ăsta cu misiunea să-și aducă de-a lui înapoi. Deci să retragă. Da, dar și vezi, deci practic vin să-l vezi unul pe altul și rămân încătușați în ciclul întrupărilor, unul după altul. Așa. Bun. Îmi spune, dar a trecut o zi. Dacă el se întoarce înapoi în universul liber, acolo a trecut ca o zi. Așa. Din ce loc face parte el ca esență? Adică care ar fi originea, să spunem? Originea tuturor în sursă. Asta e clar. De fapt și de fapt e de pe Uranus, spune. Așa. De origine. Dar văd că este undeva nouă universuri unite, libere. Este un loc. De fapt este un univers, o nouă formă de manifestare. Așa. Da. Da. E ca o țară mare, universul ăsta. Așa. Este tot felul.
Uranusul are o istorie, să spunem, ipotetic vorbind. Nu mai are voie să, nu mai au voie să duc acolo, cam. De asta smutați pe alte lumi. Deci Uranusul în universul nostru, din câte știu, spui dacă e așa, reprezintă masculinul. Iar Terra reprezintă femininul, da? Da, da, Uranusul când era galben, nu acum, că acum e contaminat și în toate felurile. Esența lui Uranus se ascunde undeva pe Terra, în corpuri, nu în corp, în mai multe corpuri. Nu, da, da, acum are altceva băgat în el, de aceea zic că nu mai are culoarea lui, ca și cum s-o retras viața din el și o băgat altceva artificial. Da. Acum ai roșu portocaliu, un roșu foarte înnecător. Așa, bun. Între ea, el și când era original, era galben, energia planetei. Ei aveau viață fizică sau energetică? Și. Se începea și viața fizică de la formă de piatră până la formă de zburător, să spunem. Deci era ca o planetă școală, până la urmă. Trecea prin toate Da, formele. Erau lumi unite, sistemul ăsta. Bun. Care e cea mai frumoasă amintire a acestui suflet? Din orice experiență, liberă ori, ba. Când a venit dintr-o misiune și a adus trei de-a lui și eu a adus înapoi la familiile lor și la neamul lor. Da, adică la rasa lor acolo, da? Da? Bun. Și neamul lor, că neamul lor sunt cei care stau, nu-i numai uranusieni acolo. Da. Cei care învață, practic. Da. Așa. Bun. Așa. Cum a fost atras în 3D? Au avut semnal că sunt persoane care trebuie ajutate, persoane, pardon. Ți-am scuie vă ca persoane. Da, așa, ființe. Că sunt ființe care trebuie ajutate pe Terra. Și nu s-a gândit, că ei n-au frică asta. De asta ți-am zis că nu-i frică. Da, da, deci, dar sufletele n-au frică. Da, el nu percepe că e așa. Ca niște copii care bagă degetele în priză că știu că nu mor de aia. Anulăm de crem. Păi deci, da, și așa orice se întâmplă. Identitatea e moartă și sufletul e viu. Adică, și la urmă, orice ar face, tot. Bun. Deci are rădăcini foarte vechi. Prima lui întrupare pe Terra, în ce zonă a fost? Dacă a fost energetic, stai un pic, prima experiență energetică. Nu, fizică. Fizică, a fost în zonă muntoasă. Așa. Din Elveția, ca locație acum. Bun. Era locuit așa cum este în ziua de azi sau... Erau mai răruți. Mai răruți, fiecare cu peștera lui. Deci ca și cum fiecare ar avea localitatea lui. Așa era vecini unul cu altul. El era bărbat sau femeie? Da, dar e comunitate mai mult de bărbați, văd. E practic și forma în sine, deci spune de patriarhat și de blocarea energiei feminine creatoare. Da. Așa, bun. Și cum trăiești? Deci trăiești în comuniune cu natura, bănuiesc. Da, vânează, adună apă de la ploaie. Văd că făceau și un fel de... Bine că le s-o dat de la entități. Un fel de transformator care făcea un fel de curent electric. Da. Tesla? Cu ajutorul naturii. Nu entitatea. Așa se spun, marca entitatea. Bun. Nu fac ei, n-au acces la așa ceva. Tesla nu mai este de vreo 6 iugi, e doar răspuns. Că nu mai este interzis pe pământ. Deci Tesla există și va exista întotdeauna. Deci da, nu de entități omul. Se zic că e interzis de nu știu câte iugi. Da, bine. Interzis folosească, în, în creierile lor... și în mințile lor, care n-au legătură cu lumina. Da, că e toxic pentru ei. Păi sigur că e toxic. Pentru ei sunt bune radiațiile care prăjesc omul, da? Pentru ei sunt bune chimicalele, da? Pentru ei e bun plastic. Pentru ei. Plasticul. Da. Pentru ei sunt bun de respirat aerul încărcat cu toate porcările aruncate prin el și așa mai departe, da? Deci ei înfloresc, iar... Rasa umană devine din ce în ce anulăm și decrem și nu ne mulăm pe programele lor, din ce în ce mai bolnavă, dar până o să ajungă în punctul când vor fi atât de bolnavi, încât părți din ei vor trebui să fie înlocuiți. Deja am citit de
pastila Nanit care vindecă diabetul, ei provoacă, deci ei provoacă problemele, ei găsesc soluția în detrimentul rasei umane și în folosul lor, da? Pentru că până la urmă ei vor mai ales singular, da? Da, spune că ei vor să fim toți unul, anulăm. Că de ce noi primim să fie și ei ca noi și noi ca ei? Asta e manifestul. Îi foaia cu manifestul. Da, bine, să stea cu manifestul lor acolo. Așa, bun. Pentru că încearcă asta de atâtea iuci și nu se mai termină jocul lor. Pentru că n-au făcut nicio brânză, așa, și acum, deci lor nu le convine să n-aibă corpuri. Că cea mai multă energie când este în corp și are sentimente om, o culeg. Și atunci îl pot interfera ca lumea, da? Lor da, dar e ca să stea pe linie temporară, trebuie să și experimenteze. Și dacă n-au acces la corpuri, îți dați afară de pe linia temporară. Asta e moartea lor. Oricum, dacă vine pe linia noastră temporară și nu prinde un corp, îi dat afară. Adică n-are la ce să agățe. Adică viața lui continuă și nu se poate agăța pe linia asta temporară. De asta vor corpuri așa. Deci, un fel dar prin din... corpuri ei se ancorează. Da, bine, lasă, nu se mai ancoreze niciun. Tu că să-și bage ancor. Odată fiind morți, pentru ei, în orice ritm ar merge, oricum merge linia timpului. Bun, dar e altfel, timpul nu e liniar ca la noi. Da, de asta se ancorează în bucăți. Pot merge în toate direcțiile, dar nu unghiuri. Așa, bun. Vlad, vrei să adaugi ceva? Nu, nu percep. Așa, bun. Anulează ceea ce ai spus, că nu există numai percepția. Percepția e formată din 5 simțuri, da? Puteți spune nu văd, dar nu. De percepție este imposibil să nu percepi. Da, e posibil. Așa, da. Bun, așa. Ce am observat a fost doar frânturi, așa, într-adevăr, acolo cu munții, într-adevăr, am văzut imitat reflexia. Dar nu pot să intervin când vorbește Alexandru și peste ecuatorul. Rețineți informația, să ții minte, să o dai după aia. Știu că Alexandru merge mai repede, noi mergem repede. Da, de asta, când văd frânturi, mai bine nu spun nimic. Bun. Spune-mi, te rog, în timpul celor două operații pentru strabism, ce i s-a făcut? Implant. Mi-a venit instantaneu. Așa. Alexandru? S-a tras mai mult diferența de la stânga la dreapta, să spunem. S-a tras stânga mai în sus, dreapta mai în jos. Hai să luăm una din două operații, 5, 4, 3, 2, 1, să vedem cine este acolo. Reptilul cumva e aia? Este doctorul în sine sau în spatele doctorului? În spate. Nimeni merge doctorul în sine. Așa, probabil reptila care operează prin carcasa doctorului sau ce-o fi. E suflet doctorul sau e carcasa? Păi acum nu vorbesc niciunul. Nu, percep doar că e reptile și că umplu acolo, încearcă să facă implant. Asta e tot ce observ. Da, probabil și-a luat forma ca să facă treabă mai bună, da? Așa, bun. Ce anume, să ia energie, ce îi face? Alexandru. Da, așteptam că văd că... Da. Așa. Te-ai zis, să-mi curce circuitul. Să taie comunicarea circuitului de stânga cu dreapta la vedere. Așa și? Da, asta i s-a făcut. Bun, să oprească timpul, așa. Și să nu mai primească pe doctorul reptila în spate. Că e în practică încă. Da. Spune, da. În practică cu reptilele, nu i s-a dat de tot, permanentă. Îl învață acum. Așa, foarte bine.
să restabilească controlul din creier asupra propriului corp, din toate Da. punctele de vedere. Așa. Bun. Să creezi noi căi neuronale ca să se dezvolte și să iasă din asta. Da, și-a deschis. Mie, la un moment dat, acele implantare oarecum legătura, nu știu, crezi cu implantul care l-am avut pe cap, partea asta. Păi da, îți dai seama că el s-a format prin căli neuronale și trebuie destructurat pas cu pas. Da? Da, încerca să fac o corelare între cele două, între implant și acel ce avea el acolo la cap. Tot așa, ca să se facă dezechilibru, nerv, tensiune, să nu vadă, să nu... Ca un fel de barieră, așa, să-l chinui efectiv. Să nu perceapă și să nu... Da, să nu mai facă ce a făcut atunci cu eliberarea celorlalți. Să-l restricționeze, să zic așa. Să fie marginalizat în același timp de ceilalți, da. Da, deci are și un program de umilință și a autocrea, da? Da. Deci el știe că nu este ca ceilalți și suferă din cauza asta, da? Și Da. suferința asta nu face altceva decât să hrănească arconii până la urmă, da? Da, adică zic că să fie perceput de ceilalți, ceilalți din jurul lui e diferit, să zic așa. Mai Da, bun, foarte bine. Așa. Deci am văzut de ce joacă jocuri pe tablet. Așa, să tăiem toate cordoanele, legăturile, permisiuni, promisiuni, contracte, acorduri, înțelegeri, copii oglindiri, ante, subsol, posibilitate de refacere în viitor, cu toate ființele care nu sunt pentru binele lui cel mai înalt. l-a adunat într-un sac și le-a dat foc. Așa, Toată toate emoțiile nedrepte. șuvițe, linii, totul. Emoții, nedreptăți, umilințe, tot ce a trăit în viața asta și în toate viețile, în sac, la foc. Să și așa este mai de sine scăzută, să o bage acolo tot în sac, cu tot cu rădăcinul să și cu tot, tot. Da. Așa. Bun. Păi face parte din umilințe. Așa. Așa. Bun. Acum să destructureze toate programele, ritualurile, acordurile, înțelegerile, permisiunile, promisiunile. Da, să pună scrisoare să nu-i să mai facă ritualuri peste el, să nu-i să mai arunce. Văd că tot se aruncă. De peste tot, de la familie, de la împrejurime, de peste tot. Toată lumea aruncă. Deci, până la urmă, ei cred că îi fac bine, dar nu prea îi Da. fac. Îi aruncă plase pe el, care îl prind mai mult în constructiile astea în 3D. Deci, să Asta, destructureze. când te rogi pentru cineva, legi cu plasa. Când se roagă, Da. da? Se roagă, îi aruncă cu plasa peste el ca să-l prindă entitatea. Că Și zice când că ăla nu-i pe rum, că ăla e pe drumul rău. Sau lui ăla se întâmplă ceva așa și trebuie să vină entitatea. ăsta e constructul, ăsta e Da. credința. Da. Bun. Așa, foarte bine. Așa, să-și retragă abundența benefică și inspirația. Da, și-o scos pe avea cordonul lui, nu se ducea, n-avea continuitate. Cordonul lui era băgat la constructul familiar. Bun, Ca și să-și... ceilalți, ca din cordoanele lor trec prin constructul ăla și după aia continuă. Nu-i drumul liber, nu era la canalul lor de abundență benefică. Bun, foarte bine. Așa.
Mergem mai departe. Da. Mergem la acceptarea, deci canalul lui cu sursa este deschis de când Da. a mers și și-a luat informația, morfonul pentru corpul de pe viața asta, da? Să-și ia informația completă despre toate corpurile, despre toate formele structurale și toate Da, formele și-o luat enciclopediile. Așa. Bun. Să dea informații în conștiința colectivă despre cum a funcționat el în corpul ăsta și în alte corpuri. Da. Și toate emoțiile aferente tuturor vieților pe care dorește să le îndepărteze, să le transforme în informație, să rămână în conștiința colectivă să o facă lucrul ăsta. Da. Așa, bun. Este mama asistat la această sesiune? Da. Așa, a luat informații? Da. Da? Da, foarte da. Bine. Atunci să-l chemăm și pe tată, că are nevoie, deci este bolnav. Tatăl. Ne-am da? văzut. Să vină să-și ia informații, să-ți ducă în refacere, să ducă în sursă, că văd că parcă e găuriș și pierde energie peste tot. Bun. El are și, pe lângă faptul că este foarte bolnav, mai are și probleme, știi tu, deci juridice, da? Când a primit citația pe care a primit-o acum ceva timp, câteva zile, așa, ce s-a întâmplat în structurile lui, ca emoții? Ni s-a retrăit ceva. Deci de asta zgăurite structurile. Da. În cauza emoțiilor acide, puternice, da? Da. Pe care le avea. Bun. Să se conecteze la sursă. Să-și adune din nou abundența benefică și să tai toate legăturile. Da? Să anuleze și băiatul, deci să nu se conecteze la egregorul școlii. Da? Da. Așa. Bun. Să nu se conecteze la alți egregori. Toți. Să rupă de la egregor. Da? Da. Așa. Bun. Acum să dea grijile sursei. Vlad, vrei să spui ceva? Nu, nu am ce să zic. Da, bun. Așa. Du-te și tu în sursă, Vlad, cu ei, că sunteți surori. Vă cunoașteți. Da. Așa. Dă și tu grijile tale sursei. Așa. Să dați-vă grijile între voi înapoi și dați grijile voastre sursei. Ca sursa să știe să ne inspire și să știm cum să mergem mai departe, da? Bun. Să-și deschidă toate abilitățile, tot ceea ce poate face în viața asta pentru binele lui cel mai înalt, potențialul maxim. Da. Practic asta e iluminarea potențialului, da? Da, să-și face lumină, ca să bagă prin toate structurile, toate găurielele, peste așa, tot. Așa, da. Bun. Așa. Bun. Așa. Dorește familia să știm cum îl cheamă pe nume de spirit. Eneis. Așa, deci Eneis, da? Așa. Bun. Primul nume. Shavlo. Da. Așa. Eneca. Bine, stai. Are mai mult. Așa. Bun. Probabil. Mi-a plăcut mai mult cum a sunat Eneis în fine. Da, așa. Păi a spus că e primul nume. Da. Deci ăsta e nume de spirit. Probabil celelalte sunt după aia numele de pe lumea lor, numele de rasă, familia lor, să spunem. Așa, bun. Deci, practic, vedeți că spunem despre suflete câteodată că el este neptunian, el este uranian, el este, dar de fapt... Da, dar este și din rasa și familia, da, sigur. Descendent de pe Uran, da. Pentru că planetele astea, cum să vă spun, deci asta, partea asta de univers e mai nouă, mai tânără, este creată în coace, da? Așa să spunem, da? Deși unii spun că creația... Și creată mai mult din mix. Da, e creată din mix și... Sunt create pentru experiențele hard și au pus la entitățile pe ele. Așa. Bun. Ușor încet o să ia lava. Nu ușor încet. Repede și bine. Așa. Vreau să știu ce mesaj are el pentru familia lui. Să nu se mai uite așa de mult la distracții, le-a spus la toți.
Să nu se mai prindă în distracția de zi cu zi. Adică să nu se distragă de la scopul normal al unui suflet, da? Care nu Să, este... da, să nu se distragă de la viață, că, prin distracție nu se uită la ce se întâmplă și ce se aruncă peste ei. Bun. Adică să nu se conecteze practic nici la sărbătorile gata nu, stabile. Că totul, păi asta include totul. Că totul în zona aia este egregorul general, e cu multe lucruri care distrag. Cred că multă lume nu și-a pus întrebarea de ce dogmele bisericești anul în decrem cer celor care sunt prinși încă în religie să postească, da? Pentru că corpul se curăță și implicit, deși energiile care le emis se curăță, da? Lasă că deci... să postească. Dacă îmi postește, să pun diferite substanțe. Bine că îmi postești, adică că postești pentru biserică, etc. Da, că da. Ții postul lor. Nu, bine, cum curăță corpul? Ei bag ceva verde și negru în corp. Deci, ceva uleios. Da. Deci, atunci. Da. Mirul lor, în fine. Bagă și prin asta. Umeri, da. Prin intrarea de la umeri. Da, da, vor băieții șampanie, deci nu vor vin coclit. Da. Când vin navele și da. La sărbătorile mari și asta, deci vor... Deci, practic, bagă ca să fie sigur că scot. Da. Da? Ca și cum bag zahăr în vin producătorul, nu? Da, e o rătanie ce fac, e crui, e cruel actul ăsta. Țină oamenii înfometați, după aceea se bagă ceva care este... Pentru că ținându-i înfometați, nu poate să corpul nici nu reacționează imediat și nu scoate. De asta zic că e crud, cruzime, cum se cheamă. Da, bine. Asta întreabă. Asta e o manevră, mai fac manevră să dea și nume de la pânarii paților. Sfântul da. Cutorică, Sfântul nu știu care. Da. Da, asta e altă treabă. Da. Deci vezi tu că deci ăia care poartă numele de Sfânt chiar au existat în formă fizică, da? Dar ceilalți, mulți zburători în afară de Metatron, n-au avut formă fizică niciodată. Așa, bun. Despărțiți conștiința voastră de canalele acestor informații. Da? Nu trebuie să vă mai gândiți. Există alte sfinți, erau mai mulți. Există și alte carte. Dar unii au fugit, s-au întors, au lăsat religia. Erau mulți mai mulți sfinți în cartea originară. Apoi câți erau? Că și așa sunt câte 2, 3, 365. Dar există de multe, multe da. Variante, foarte multe. Și scrise, cărțile astea există în fizic. Da, lasă-le acolo unde sunt, nici nu ne mai interesează. Viețile sfinților, da? Ar fi mai bine să le alegem. Da. Bun. Este la nivelul nou sub pământ. Da. La etajul nou. Să închisi în temnița lui Dracula. Anul de crem, da. Așa, bun. Ia uitați-vă deasupra cei ca locație fizică în temnița asta. Ia uitați-vă. Nu numai într-o zonă, sunt multe zone de pe Dar teren. Cele mai multe, cea mai mare. Mie mi-a venit că ar fi Vaticanul. Da. Vatican, da, la Vatican acolo. De păi ce unde? Toate porcările, da. Așa. Au pe kilometri sub pământ. Da. Da. Foarte mare, vastă. Da, o sală lungă, vezi coridoare, parcă e încăpere, încăpere normală, clătire. Parcă, da, parcă e oraș sub oraș. Da. Da. Mie mai vine care peste 20 de kilometri, în orice direcție. Tu te duc că ei merg până în Turcia, până în posta. Da, Fenicie, pe sub mare merg, peste tot, în toată lumea, merg coridoarele, în fine. Normal, așa. Dacă e da, dar le trebuie cheie energetică. Da. La toate. Da, dacă e să vezi planeta Pământ așa să treci prin filtre, să vezi că sunt sute de tuburi, canale. De dimensiuni dar foarte. Dar așa trebuia să fie Terra, așa era da, geomorfoza, e normal. Că și-au băgat, băgat ei și-au pus casele acolo, e altă treabă. Da. Da. Terra trebuia să fie locuibilă sus, jos și și cu... Și înăuntru, cum e locuibilă sus și cum e așa trebuia să fie și înăuntru locuibilă. Da, acum și susul ăsta depinde. Da. E... Înseamnă susul ăsta, în fine. Bun, așa. Detașați-vă iar.
Tăiați legăturile, ștergeți-vă, adunați-vă urmele energetice, le purificați și le retrageți. Și ei toți. Și Victor, și dacă vrea și mama, dacă vrea și tatăl, să-și adune toate urmele energetice, să ardă toată amprenta a ceea ce au lăsat fizic. Știu eu, poate au făcut analize din taxe și impozite, apoi din semnături, contracte, tot, tot, tot. Da. Așa. Bun. Zi, Vlad. Nu, vreau să-l rog pe Alexandru dacă poate să se uite, dacă din când în când, dacă eu mi-am curățat toate astea, nu am vreo urmă, să zic așa, să o lichidez. Pe picioare mai ies dări. Da. De picioase. Ia, Vlad, ascultă-mă cu atenție. Îți număr de la 1 la 3, pune mâna pe corp, unde este încrederea? 1, 2 și 3. Neîncrederea, pardon. Neîncrederea? Da. Cap. Acolo, da? Câte minți ai, Vlad, acolo? Câte sunt? Ia povestești. Oh, sunt mai multe minți. Numărele, spune. Prima cifră care îți vine. 4. Și mie e tot 4. 4. Cam așa, 4. De seară, așa, când îți faci relaxarea și curățarea, le chem să vorbești cu el. Și le spui că știi de ele. Vedem, nu pleacă vreo una. Deci totul, tot acționează, toate programele, toate entitățile, până tragi cortina. Când tragi cortina, ai văzut, deci se duc pe din dos, da? Bun, semnăturile energetice din acasă, la toți, și toate informațiile, toate copiile care există prin evidențele entităților despre aceste ființe, să fie șterse și acum și pe veci, da? Bun. Și acum să adune toate entitățile care le-au interferat vreodată într-un stadion mare, da? Care a avut de-a face și care nu mai s-au uitat la el, da? Cu interes, așa, pentru că este suflet, da? Și deschidem un canal spre o nouă dimensiune și planetă pe care am creat-o de curând, unde entitățile, așa, învață adevărul. Nu cel spus de șefii lor și își fac gentuță de ieșire din Matrix, de versarea tuturor entităților. Poți să le adaug și pe a tăle și pe a familiei tale, Vlad, trimiteți-le pe toți acolo. Da. Chiar dacă este numai în sfera ta, da? Ei cum ar veni, anulăm de creem formularea, se contaminează cu ceea ce trebuie, cu lumina, da? Din punctul de vedere al lor, poate reprezenta o contaminare, da? Bun. Fiecare dintre voi faceți pace cu întunericul din interiorul vostru, care va ajuta să vă vedeți lumina, da? Spuneți acestui întuneric să plece acum și definitiv, pentru că au oglindit lumina și nu mai aveți nevoie de el, da? Întunericul ăsta poate să însemne și materie neagră în celulele fizice, da? De la diverse substanțe, din aer, apă, ceea ce respirăm, da? Lăsați-l să iasă afară, da? Și spuneți de acum înainte, în casa noastră, în structurile noastre, domnește iubirea sursei, pentru că iubirea sursei este lumina din noi. Așa, foarte bine. Bun. Deci abundența benefică și-a retras-o, da? A dat grijile sursei, informația și-a dat un supraconștientul colectiv să se ierte pe sine însuși, ca și suflet de toate nedreptățile pe care le-a făcut altor suflete și să arunce într-un hău toate nedreptățile astea, da? Și să ceară, să pună în loc iertare și iubire, da? Acum să deverse toate nedreptățile care i s-au făcut lui de către alții și să ierte și aceste suflete, da? Pentru că și ele au fost în program în felul ăsta, da? Da. Bun, foarte bine. Acum venim acum și aici, ușor încet, așa. Venim acum în prezent, da? Să se refacă legăturile dintre spirit, conștiință și suflet într-o unitate indestructibilă, conectate în permanență cu conștiința colectivă, da? Cu mintea fizică pe care o descătușează, da? Așa? Da. Și ia bucată de conștiință și încătușează mintea fizică, da? Da. Deci conștiința ce este
cea care trebuie să lucreze prin mintea fizică. Nu mintea fizică să limiteze conștiința, da? Da. Așa. Bun. Cum vede viața lui de acum încolo, să spunem, Victor? Vede că are drumuri și opțiuni, în primul rând. Și pe baza acestor dezvoltări, drumul și opțiune, își va face viața da. Altfel structurată, așa Nu cum mai este. Este închis, prins în constructe. Bun. Va se miște. Bun, foarte bine. Așa. Acum o să ne separăm, ne curățăm întâi câmpurile emoționale, câmpurile mentale, ne separăm câmpurile morfice, părțile eterice, ne retragem fiecare ce este al fiecăruia, tăiem legăturile care nu trebuie să existe între noi. Așa. Bun. Inspirăm, expirăm adânc. Anulăm înțelegerea pentru această sesiune, pentru